Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc foarte mult că ați venit aici ca să faceți parte și să participați la acest eveniment foarte frumos, foarte entuziasmant. Aș vrea să mulțumesc gazdei noastre, BVB, pentru organizarea și găzduirea acestui eveniment și aș vrea să mulțumesc tuturor celor care participă, inclusiv paneliștilor care vor discuta în următoarele 3 ore despre aspirațiile Moldovei și planurile acestui stat. În continuare, vreau să-l rog pe domnul Nicolae Ciucă să rostească discursul introductiv al acestei întrevederi. Mă bucur foarte mult că putem să organizăm și să susținem acest eveniment. Doamna prim-ministru, domnule președinte al Bursei de Valori, domnule președinte al ASF, excelențele voastre, distinși invitați. Așa cum am spus, mă bucur foarte mult să pot participa la un eveniment în cadrul căruia consolidăm relațiile dintre România și Republica Moldova și întărim punțile care ne unesc. Împărtășim valori culturale și spirituale puternice, dar putem și trebuie să facem mai mult pentru a dezvolta legăturile dintre noi. Acordarea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova marchează un moment istoric în parcursul său european și deschide noi oportunități de bunăstare pentru cetățenii moldoveni. În acest context, dezvoltarea relațiilor comerciale și promovarea investițiilor sunt esențiale pentru consolidarea parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Așa cum am promis, sprijinul nostru pentru Republica Moldova este unul concret, regăsit inclusiv în acordul privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România. Iar ajutorul nostru nu se oprește aici. Sprijinim pe deplin Republica Moldova în pregătirea la nivel instituțional, economic și social pentru îndeplinirea angajamentelor Chișinăului față de Bruxelles și într-un plan mai larg pentru integrarea deplină a Republicii Moldova în familia europeană. Actualul context geopolitic și economic este unul plin de provocări pentru economiile României și Republicii Moldova. Războiul din Ucraina, criza energetică, lipsa de resurse materiale și umane, perturbările apărute în funcționarea lanțurilor comerciale internaționale, precum și inflația galopantă la nivel mondial, cauzează probleme reale mediului de afaceri. Rolul nostru este acela de a găsi soluții viabile la aceste probleme, pentru a da încredere antreprenorilor și companiilor în economiile naționale. De aceea este important să intensificăm eforturile comune destinate atenuării impactului negativ resimțit atât la nivelul populației, cât și al mediului de afaceri din cele două țări. România reprezintă primul partener comercial al Republicii Moldova, iar în anul 2021 s-a înregistrat o valoare record de peste 2 miliarde de euro a schimburilor comerciale bilaterale româno-moldovene. Anul acesta, în primele 5 luni, comerțul bilateral a depășit deja 1,2 miliarde de euro, confirmând astfel tendința de creștere accelerată a schimburilor comerciale dintre țările noastre. Este bine, dar nu este suficient. Trebuie să facem eforturi comune
și să transmitem mesaje către mediul de afaceri din România și Republica Moldova în sensul valorificării optime a potențialului celor două economii. De asemenea, relația de cooperare între cele două piețe de capital din țările noastre are rădăcini mai vechi, iar în contextul actual al candidaturii Republicii Moldova la Uniunea Europeană, această cooperare trebuie să fie mult mai puternică. Accesul la capital este vital pentru dezvoltarea economiilor noastre. Suntem gata să sprijinim firmele care caută acces la finanțare pe bursă. Dinamica ne arată că față de anul 2006, când Bursa de Valori București și Bursa de Valori a Moldovei au semnat un protocol de asistență tehnică, bursa de aici și-a dublat capitalizarea depășind 40 de miliarde de euro. Succesul Bursei de Valori București poate fi împărtășit cu siguranță colegilor din Republica Moldova pentru a construi împreună punți de capital eficiente între cele două economii. Doamnelor și domnilor, vrem să contribuim în continuare la dezvoltarea economică a Republicii Moldova și la implementarea proiectelor care o pot ajuta să intre mai repede în familia Uniunii Europene. Vă spun că atunci când va fi admisă Republica Moldova în Uniunea Europeană, mă voi bucura la fel de mult ca atunci când a intrat România în familia europeană. Abia atunci misiunea noastră va fi cu adevărat îndeplinită, iar moldovenii și românii se vor putea bucura împreună de beneficiile statutului de membru al Uniunii Europene. Doresc să vă spun că am avut mai multe întâlniri bilaterale împreună cu doamna prim-ministru, am avut o ședință comună de guvern la Chișinău în luna februarie, am discutat care sunt acțiunile concrete pe care putem să le întreprindem împreună, astfel încât cu adevărat să sprijinim și să ajutăm la efortul pe care Republica îl face în parcursul său pentru aderarea la Uniunea Europeană. Am stabilit elemente concrete care sunt legate, desigur, de criza pe care o traversăm și suntem dispuși să sprijinim cu tot ceea ce este necesar astfel încât Guvernul Republicii Moldova să fie în măsură să gestioneze această situație de criză. Sigur, sunt subiectele care fac agenda fiecărei zile a Guvernului, sunt problemele legate de asigurarea resurselor de gaz, asigurarea energiei electrice și, desigur, accesul la piața europeană, subiecte pe care le-am discutat, așa cum menționam, la Chișinău, le-am discutat la București și le-am discutat și la Bruxelles, făcând tot ceea ce este posibil, astfel încât să împărtășim din experiența noastră și, desigur, să convingem autoritățile de la Bruxelles că Republica Moldova trebuie să-și continue drumul pentru aderarea la Uniunea Europeană și noi suntem dispuși să facem tot ceea ce este posibil ca tehnic și uman să sprijinim acest efort. Sunt demersuri care, desigur, fac obiectul analizei în contextul crizei, ambele țări fiind țări de graniță cu Ucraina și tot ceea ce înseamnă efectele invaziei Federației Ruse în Ucraina se resimt la nivelul Republicii Moldova și României. Am gestionat din punct de vedere al demersurilor guvernamentale tot ceea ce a fost necesar astfel încât să facilităm tranzitul la graniță dinspre Republica Moldova spre România și în sens invers. Suntem în continuare în discuții și avem constituite grupuri de lucru care identifică soluții noi.
Iar eu sunt încrezător că prin tot ceea ce am convenit și am decis împreună, vom putea să facem în așa fel încât să sprijinim autoritățile Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, să poată să își asigure cetățenii că fac tot ceea ce le este la îndemână, astfel încât să poată să depășească această situație de criză și să treacă mai ușor prin iarna anilor 2022-2023. Legat de evenimentul de astăzi, este unul cât se poate de relevant în ceea ce privește consolidarea acestei punți de legătură. Este o punte a business-ului pe care, în calitate de liberal, nu pot decât să o susțin și să fac tot ceea ce depinde de mine să facilităm ca relațiile comerciale și cele de business să se consolideze, să se extindă și în felul acesta să facilităm investitorilor din ambele țări accesul la o piață a business-ului cât mai transparentă și cât mai facilă. Cei care cu adevărat ați pus umărul la acest demers sunteți aici în sală prezenți și doresc ca în nume personal, în numele Guvernului, să vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat și, bineînțeles, reprezentanților Bursei de Valori București să le recunoaștem meritul și efortul de a fi facilitat ca acest eveniment să aibă loc și să avem MAIB astăzi prezentă la Bursa de Valori București. Vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare. Vă mulțumesc frumos, domnule prim-ministru. Doamna Natalia Gavrilița, premierul Moldovei, este invitată să ia cuvântul în continuare. Aveți cuvântul. Bună ziua tuturor, stimate domnule prim-ministru, dear Madam President of the European Bank for Reconstruction and Development. Stimată doamnă președintă al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, stimați oaspeți. Să mă aflu aici și să vorbesc în fața unui public atât de eminent și să aduc mulțumirile mele Bursei de Valori din București și organizatorilor acestui eveniment pentru inițiativa de a organiza acest forum pe care Guvernul Republicii Moldova îl susține în totalitate. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru cuvintele calde în adresa țării mele, în adresa cetățenilor Republicii Moldova și vă mulțumesc că de fiecare dată când ne-am întâlnit și am vorbit despre susținerea de care ar avea nevoie Republica Moldova, am văzut o acțiune promptă și am văzut ajutor concret. Avem o relație de suflet, o relație caldă, dar avem și o relație pragmatică, construim poduri și la propriu și la figurat. Un exemplu în acest sens este această săptămână. Aici la București avem forumul dedicat accesului companiilor moldovenești la capitalul internațional, iar la Chișinău avem reuniunea tuturor teatrelor naționale românești, care va veni cu un program de spectacole extraordinare până la sfârșitul lunii septembrie și mai avem și o prezentare a demersului nostru comun la UNESCO pentru recunoașterea cămașei cu altiță în calitate de patrimoniu mondial. Și acestea sunt exemple de relații multilaterale în toate domeniile pe care le vom dezvolta împreună în beneficiu cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Și acum, ca să
ajung la cât mai mulți investitori, voi trece la limba engleză. As the title of today's event suggests, așa cum sugerează titlul întâlnirii de astăzi, trebuie să construim punți între moldoveni și alți cetățeni, între investitori și stat și așa mai departe. De când am preluat mandatul, construirea de punți a fost o prioritate cheie pentru guvernul pe care îl conduc. Cel mai important pod pe care l-am construit este noul nivel al relației noastre cu UE după ce am primit în urmă cu 3 ani statutul de țară candidată. Am primit un mandat de restaurare, de refacere a statului de drept, de încurajare a economiei și de a consolida prosperitatea cetățenilor. Și sunt sigură că aderarea la UE ne va ajuta să facem acest lucru, dând curs așteptărilor legitime ale cetățenilor noștri. Am construit punți între guvern și sectorul privat, de asemenea, în calitate de premier, aceasta este una dintre prioritățile mele cheie, să discut cu mediul de afaceri și să mă asigur că vocea acestora din mediul de afaceri nu este doar auzită, ci este și transpusă în măsuri concrete în care statul joacă un rol concret de construire a unor facilități, de înfăptuire a unor inițiative și de a ușura povara care stă pe umerii investitorilor. Suntem în curs de simplificare a codului fiscal, de a reduce birocrația și de a accelera transformarea digitală care va simplifica interacțiunea dintre cetățeni și societăți pe de o parte și pe de cealaltă parte instituțiile statului. Construim în acest fel punți digitale între sectorul public și privat pentru a distruge barierele trecutului. Dar am construit și poduri concrete în ultimele 4 luni. Încercăm să îmbunătățim situația creată de conflictul din țara învecinată și încercăm să beneficiem de ajutorul UE prin România. Având în vedere mediul înconjurător, colaborăm cu membrii și cu vecinii și cu partenerii noștri pentru a asigura accesul, de exemplu, construim un pod plutitor la Ungheni și în alte părți. Împreună, recent, am redeschis o linie de cale ferată care conectează Moldova de Ucraina, care anterior fusese închisă. În acest fel încercăm și noi să fim un furnizor viabil de coridoare sigure care asigură accesul prin zona noastră cu restul lumii. Adesea se spune că fiecare criză vine cu o șansă, cu oportunitate. Având în vedere amploarea tragediei umane, aș vrea să evit să vorbesc despre această perspectivă, dar zona noastră e plonjată în incertitudine și de aceea sarcina noastră este aceea de a sprijini reziliența economiei Moldove. Și în ciuda lanțurilor de aprovizionare întrerupte și a incertitudinilor din această zonă, aș vrea să spun că noi suntem înscriși pe o cale macroeconomică solidă. PIB-ul nostru a crescut cu aproape 14%, mai mult decât al oricărei țări din Europa. Avem de asemenea un raport al datoriei publice la PIB foarte scăzut. Avem unul dintre rapoartele acestea cele mai scăzute din zonă, fapt care este datorat și politicii noastre fiscale. Avem trenduri pozitive pe piața muncii, rata ocupațională a crescut cu 13.000 de locuri de muncă, avem un curs valutar stabil, ceea ce demonstrează o devaluare anualizată față de euro de 2% pe zi. În același timp, rezervele noastre valutare
se ridică la peste 2 miliarde de dolari. De asemenea, la începutul mandatului nostru am afirmat în mod clar că agenda noastră este foarte îndrăzneață. Suntem conștienți de faptul că nu ne putem permite să avem în vedere doar niște obiective modeste și trebuie să ajungem la un nivel, la nivelul mediu al UE, al PIB-ului per cap de locuitori. Deci trebuie să avem creșteri masive, de două cifre. Înțelegem că, având în vedere piața noastră națională mică, trebuie să avem o economie deschisă care să funcționeze și ca platformă de investiții. Avem oportunități atractive, cum ar fi energie verde, e-commerce, dezvoltare, IT și așa mai departe. Și poate sunteți surprinși să aflați și că avem o economie prosperă în domeniul auto, care nu exista în urmă cu mai mulți ani. Avem, de asemenea, un sector bancar competitiv, bine capitalizat, care susține economia. Avem niveluri scăzute ale creditelor. Avem, de asemenea, un nivel comparativ cu Georgia, ceea ce dovedește faptul că este loc de mai bine. Este important să creștem atractivitatea companiilor din Moldova. Prin urmare, diferența aceasta de investiție crește. Conform unui raport în 2021, nevoile de finanțare ale companiilor a fost de mai mult de 4% din GDP pentru 600 de milioane de dolari. În consecință, una dintre prioritățile guvernului actual este de a dezvolta piețele locale, de a lansa noi instrumente financiare și de a mări accesul la piețe internaționale financiare. Noi suntem siguri că Bursa de la București și Autoritatea Financiară își pot oferi suportul și expertiza companiilor din Moldova pentru a dezvolta piața locală și pentru a crește lichiditățile cât și în piețele de capital. În ceea ce privește instrumentele financiare, avem obligațiuni și planificăm să dezvoltăm o platformă cu susținerea agenției americane. Nu în ultimul rând, vrem să învățăm de la Bursa de Valori din București cum putem crește atractivitatea acestor instrumente pentru companiile din Moldova și, de ce nu, pentru companiile de pe această piață. Am fi interesat să înțelegem cum să dezvoltăm o platformă pentru finanțarea companiilor mici și mijlocii. Mai mult, guvernul depune eforturi pentru a mări accesul la piețele financiare internaționale. Lucrăm pentru a ne îmbunătăți rata de creditare și în viitorul apropiat. În ultima vizită mea în Londra, în decembrie, am explorat oportunitatea de a lansa unele obligațiuni odată ce definim proiectele noastre de investiție pe care ne dorim să le finanțăm prin această metodă. În același timp, susținem eforturile companiilor din Moldova de a se lista pe această bursă. Pe scurt, avem nevoie de o piață de capital și de investiții internaționale. Cu toate acestea, înțelegem că o piață de capital are nevoie de o piață de participanți profesioniști la piață și de fonduri de investiții. Invit fondurile de pensii din România să ia în considerare toate acestea, cât și piețele internaționale.
De asemenea, aș dori să prezint această oportunitate de a sublinia rolul pieței de capital din România ca o poartă pentru companiile din România de a spori aceste finanțe. Este important să vedem cât de mult companiile au realizat și toate acestea în 2021, inclusiv companiile mici și mijlocii prin această platformă. Aceasta înseamnă o medie de mai multe companii cu peste 13 milioane care au fost listate pe Bursa de Valori de la, din București, care au dovedit potențialul lor de a deveni un hub de finanțare regional, inclusiv pentru companiile din Moldova care caută care au nevoie de un capital de creștere. Știm că pentru unele companii piața din Moldova poate să pară prea mică pentru a justifica o investiție. Cu toate acestea, date fiind proximitatea culturală față de România, multe companii din Moldova tratează piața din România ca o extensie a pieței lor locale. Acesta este motivul pentru care România este de departe cea mai mare piață de export pentru produsele noastre. Atunci când luați în considerare de a opta pentru Moldova pentru a investi, nu vă gândiți că este o piață mică de nici mai mult de 3 milioane, ci ca un piață care poate să aibă un potențial de mai mult de 20 de milioane de consumatori. Suntem absolut de acord că dezvoltarea relațiilor prin Bursa de Valori din București și prin accesul companiilor moldovenești la capitalul internațional va fi în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului și va prezenta o piață unică, atractivă pentru investitori. Ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, Republica Moldova a luat o alegere de a fi o parte din cele trei lumi. Din moment ce ne dorim să devenim un membru cu drepturi depline din Uniunea Europeană, dorim să explorăm oportunitățile de dezvoltare pe care țara noastră le are de dezvoltat. Noi suntem complet dedicați pentru a crea aceste poduri pentru investitori, pentru anii care vor veni și susținem companiile din Moldova care doresc să-și extindă orizonturile în străinătate și să acceseze piețe care au părut până acum de neimaginat pentru a fi folosite. Doresc să subliniez aceste conexiuni dintre România și Moldova. Suntem interesați de propunerile noastre pe măsură ce dorim să dezvoltăm cadrul nostru de reglementare și cel financiar. Vă rugăm să ne întrebați și să ne spuneți dacă este ceva ce putem face mai bine. Sunt sigură că în acest forum, cât și în celelalte sesiuni, că și vor fi oportunități de a discuta despre oportunitățile de finanțare și de îmbunătățirile pe care le putem face în partea de guvernanță. Mai devreme am avut o întâlnire minunată cu Camera de Comerț din Americană, cu Concordia și abia așteptăm să profităm de alte oportunități pentru a discuta despre schimbările la nivel de reglementare care ar putea să facă Moldova mai atrăgătoare pentru investitori. Încă o dată aș dori să mulțumesc organizatorilor pentru acest eveniment și aș dori să-mi exprim dorința că planurile, că discuțiile pe care le avem astăzi și planurile de astăzi vor constitui afacerile pe care noi le construim pentru mâine. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamna prim-ministru, pentru această privire de ansamblu. Acum o avem pe doamna Odile Renaud-Basso, doamna președintă a Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, care se va adresa audienței online. Bună ziua! Sunt foarte fericită să vorbesc astăzi despre Moldova. Toate acestea, companiile și
toate acestea au lucrat împreună pentru și Bank Baird a depus eforturi pentru a crește reziliența și acest cadru. Pentru a mări securitatea Moldovei, am alocat 300 de milioane pentru a ajuta țara să-și mărească aceste strategie. O îmbunătățire a fost acceptarea României ca țară candidată. Aceasta se observă reformele care au fost deja făcute până la acest moment. Așa cum este Moldova și cum noi am făcut eforturi ani de-a lungi. Baird a dezvoltat sectorul bancar începând din criza din 2014. Au fost făcute progrese în această zonă. Un exemplu va fi prezentat un pic mai târziu. Banca acum trece prin mari transformări pentru a se pregăti de listare la Bursa de Valori din București. Noi și Baird primim aceste inițiative și sperăm că toate acestea vor servi drept exemplu pentru toate celelalte companii din Moldova care au nevoie să aibă acces la piețe de capital pentru a se finanța. Noi suntem angajați și acestea au un comitet de supervizare. Moldova și sectorul său bancar s-au descurcat foarte bine în aceste presiuni și în ciuda problemelor determinate de război, că mediul din Moldova este unul foarte promițător și unul foarte plin de curaj. Vă mulțumesc. Domnul Nicu Marcu, președinte al Autorității de Supraveghere Financiară. Excelența domnule prim-ministru, excelența voastră domnule prim-ministru, domnule președinte al Bursei de Valori București, doamnelor și domnilor, în urmă cu, cred că, 2 ani de zile, ne gândeam că România ar putea să fie un hub regional pentru piața de capital. Era o provocare și în același timp și noi eram sceptici că am putea să ajungem acolo, dar ce se întâmplă în ultimul timp sau în ultimii 2 ani de zile în piața de capital ne dă înțeles că există șansa să ajungem în punctul de care în urmă cu câțiva ani nu mai discutam. Bursa, conducerea bursei, nu contenește să ne surprindă și să ne surprindă plăcut. Mai spuneam în urmă cu ceva timp că în ultimul an de zile s-au listat peste 20 de companii la Bursa de Valori București. Acum urmează și se fac demersul să se listeze o companie din Republica Moldova, a doua companie, care o companie mare, una dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova. Deci acest lucru nu poate să ne dea decât chestiuni care să ne facă să avem încredere că obiectivele noastre, și spun ale noastre pentru că obiectivele Autorității de Supraveghere Financiară sunt comune cu ale Bursei de Valori București. Domnul președinte știe lucrul ăsta, domnul director general la fel știe lucrul ăsta, pentru că de o bună perioadă de timp noi lucrăm împreună, pentru că vrem să operaționalizăm cota parte centrală, care este un al doilea obiectiv important pe care bursa și implicit piața financiară din România îl are. Dați-mi voie să-i felicit și chiar dacă noi suntem autoritatea de supraveghere financiară, suntem watchdog-ul pieței financiare, nu putem să nu facem lucrul ăsta, să le recunoaștem meritele, pentru că s-au făcut eforturi deosebite în toți acești ani să ajungem în acest moment să spunem că, așa cum spunea și doamna prim-ministru, să fim o organizație regională care să reprezinte piața de capital. Să sperăm că în viitor vin și alte companii, pentru că e un exemplu de
urmat. În acest sens, vreau să vă spun, în susținerea acestor lucruri, Autoritatea de Supraveghere Financiară, de o bună perioadă de timp, a început demersuri împreună cu autorități din Republica Moldova, cu autoritatea, cu Banca Națională, cu Autoritatea de Supraveghere a Pieței de Capital, colegii noștri de la Piața de Capital, conducerea de ieri sunt în România, sunt la autoritate. Ne-a surprins că au venit cu temele făcute și au început să lucreze și colegii mei mi-au spus, zice, deja lucrăm și inclusiv astăzi, înainte cu o oră să vină, își fac temele, pentru că nu va fi ușor, dar este datoria noastră să găsim toate soluțiile astfel încât să armonizăm legislația din Republica Moldova cu legislația românească, astfel încât această mare bancă, MAIB, să fie listată într-un timp foarte scurt. Vă spuneam că autoritatea, de o bună perioadă de timp, face demersuri pentru armonizarea legislației pe zona de asigurări și în acest sens vreau să vă spun că există un proiect de twinning pe care ASF, împreună cu Banca Națională din România, împreună cu autoritatea cu ANPC, împreună cu Banca Națională din Republica Moldova și cu alte două state, cu Olanda și cu Slovenia, sau nu mai știu, nu sunt sigur acum, participă la acest proiect de tuning să armonizeze legislația pe zona asigurărilor, astfel încât Republica Moldova să își adapteze legislația cât mai curând la legislația europeană de supraveghere. În acest sens, ca o noutate, vreau să vă spun că în perioada următoare domnul guvernator al Băncii Naționale din Republica Moldova vine la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca să stabilim toți termenii pe care avem de urmat, astfel încât să ne încheiem într-un timp cât mai scurt de demersurile pe care le facem. Deci să sperăm că în ce privește rolul autorității în relațiile cu Republica Moldova, cu partenerii noștri din Republica Moldova, va fi un rol eficient și în același timp să avem rezultatele pe care le scontăm. Nu vreau să intru mai mult în zona tehnică, vreau să îl felicit personal și știe lucrul ăsta pe Radu Hanga că în permanență împreună cu colegii dumnealui ne-a informat cu toate demersurile pe care le-a făcut, i-am transmis încă de la început că noi, ca și autoritate, chiar dacă rolul nostru este numai de supraveghere și de autorizarea piețelor, de reglementarea piețelor, suntem alături de Bursa de Valori București pentru că vrem să dezvoltăm, așa cum spunea domnul prim-ministru mai devreme, rolul bursei trebuie să fie unul foarte pregnant în economia României, trebuie să ajungem acolo încât să conștientizăm că sursa de finanțare sau cea mai mare sursă de finanțare pentru companiile românești vine dinspre piața bursieră, lucru care în momentul ăsta se simte mai timid. Aș vrea să mă opresc aici, aș vrea să felicit încă o dată și banca, pentru că a acceptat să vină să fie listată la Bursa de Valori București și să urez în continuare succes conferinței. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Radu Hanga, președinte al Bursei de Valori București. Thank you, Gheorghe. Mulțumesc, Gheorghe. Ministru, stimate domnule prim-ministru, stimate domnule președinte al Autorității de Supraveghere Financiară, dragi prieteni, acum 15 minute nu aveam emoții, acum am. Adică venisem aici într-un context în care
lumea se cam ocupă cu construcția de ziduri, noi venisem aici să construim niște punți între România și Republica Moldova. Ca persoană, nu știu, mă gândesc că colegii mei din Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București, care sunt prezenți aici în sală, colegii din echipa executivă a Bursei, trebuie să se simt exact cum mă simt eu acum, auzind, nu știu, prim-ministru al României, primul ministru al Republicii Moldova, Autoritatea de Supraveghere Financiară, vorbind despre ceea ce reușim noi să facem aici. Aș lega-o de ceea ce spun, de ceva ce spuneați dumneavoastră, doamnă prim-ministru, legat de faptul că piața de capital din Moldova este nedezvoltată. Asta e o poveste pe care oriunde te plimbi în centrul și estul Europei, o auzi. Adică fiecare piață din regiune vorbește despre ea, considerându-se nedezvoltată. Și noi, cred că în cercul nostru strâmt, așa când discutăm între noi, spunem că mai avem încă mulți pași de făcut. Tatăl meu spune că istoria nu s-a terminat, adică toți oameni, instituții, suntem într-un proces, suntem într-un proces de creștere, probabil că cel mai plicticos moment din lume e acela în care ai ajuns la concluzia că ești perfect, ai făcut tot ceea ce trebuie făcut, acela e probabil momentul în care trebuie să pleci acasă. Deci până când ne uităm la noi, ne uităm în oglindă și spunem că mai avem lucruri de făcut, cred că este foarte bine. Întorcându-mă, lăsând emoția deoparte, întorcându-mă la lucrurile pe care le-am scris aici, suntem onorați să coorganizăm acest eveniment împreună cu Moldova Agro Inbank, un eveniment care, așa cum spuneau antevorbitorii mei, urmărește să construiască punți, să construiască legături între piețele din România și Republica Moldova. Practic, aceasta construiește oportunități de finanțare și oportunități de dezvoltare pentru companiile românești și pentru companiile moldovenești. Credem foarte mult și de curând am avut o vizită în Republica Moldova pentru a transmite exact mesajul acesta. Credem că da, noi am învățat niște lucruri aici în România, am făcut niște lucruri, chiar dacă continuăm să învățăm, credem că am făcut lucruri, am dezvoltat sisteme care pot să ajute la dezvoltarea pieței de capital din Republica Moldova. Și mi-a plăcut din nou, doamnă prim-ministru, că ați vorbit despre piața Aero, piața care se uită la noi, la companiile care se află în fază mai incipientă de creștere. Fiecare piață are nevoie de, haideți să-i spunem, o scară, adică companiile nu se nasc mari. Moldova Agro Inbank, e greu să se nască, nu știu, numărul 1 din piața bancară din Moldova, este greu să se nască ca lider de piață. Orice companie, sigur, noi avem particularități aici în regiune, pentru că am trecut printr-o schimbare de regim, acum 30 de ani, companii de stat au devenit private, dar în lumea normală nicio companie nu se naște mare. Are nevoie de a parcurge niște etape. Și una dintre aceste etape este, sigur, finanțarea și vizibilitatea. Deci avem nevoie să construim treptele acestei scări care să ajute companiile locale să se dezvolte și, sigur, ajută treptele externe, cum este Bursa de la București și ajutorul pe care îl poate da companiilor moldovenești pentru a-și crește vizibilitatea și area de acoperire, însă la fel de importantă este treapta locală, Bursa de Valori de la Chișinău și funcționarea acesteia. Noi avem deja, cum spuneam, o expertiză în zona aceasta, avem exemplul Purcari, o companie moldovenească care are operațiuni și în România și care s-a listat în 2018, a ridicat 40 de milioane de euro, a ajuns să fie una dintre companiile cele mai vizibile la Bursa de Valori București. Aș zice chiar mai mult decât atât, este o companie care, alături de altele, ne învață faptul că bursa nu este doar despre finanțare. Adică noi, cei care investim, poate în companii, în companiile listate, care investim în acțiuni ca cele, ca și compania Purcari, vedem produsele pe rafturile magazinelor în România, în Moldova, relația dintre noi și companie se consolidează.
Compania, cred eu, beneficiază nu doar prin faptul că are acces la capital, beneficiază de un altfel de relație cu consumatorii ei, cu clienții ei. Beneficiază de un altfel de vizibilitate. Deci bursa nu este doar despre capital, este și despre vizibilitate, despre comunicare și de aceea e important ce facem aici, e important ce face și bursa de la Chișinău, pentru că orice companie moldovenească are nevoie și de vizibilitate locală. Întorcându-ne la subiectul evenimentului de astăzi, ne bucurăm, Gheorghe, că Moldova Agroind Bank se uită la Bursa de Valori București ca și opțiune de finanțare, ca și opțiune de dezvoltare. Suntem aici pentru a vă ajuta. Sunteți un caz cumva diferit de cel al Purcari, pentru că sunteți deja listați la Chișinău, deci este o companie care va fi, în momentul în care procesul se va finaliza, va fi listată dual. Ne bucurăm să facem acest pas și ne uităm înainte, așteptăm ca poate alte companii din Moldova să se uite și să exploreze oportunitățile pe care colaborarea dintre piețe și Bursa de Valori București le poate oferi. Aș fi vrut să mai vorbesc despre FTSE, despre accesul nostru în indicii FTSE ca și piață emergentă și acest subiect a fost atins. Cum ziceam, cea mai mare fericire ca și reprezentant al unei companii este să constați că vorbesc onorații tăi oaspeți despre tine. Mulțumesc tare mult încă o dată și succes vă doresc. Mulțumim foarte mult că ați venit alături de noi.